În capota. Bun, ne ducem în spatele farului. Ca să înțelegeți mai bine ce faceți în spatele farului, am luat un far de Volkswagen CC și vă vom arăta pe el ce se întâmplă mai exact în spate, ce trebuie să faceți mai exact. Așa se vede mult mai bine decât dacă am filmat pe mașină. E un far de pe partea stângă a mașinii. Iată. Așa arată. E modelul cu xenon. Are o prindere aici care e ruptă, vine undeva așa, aici. Bun, și aici avem semnalul, capacul acesta și aici capacul din capăt de pe partea stângă e capacul pentru faza scurtă și faza lungă xenon. Aici avem xenonul, becul xenon. Scoatem capacul. Bun, aici avem becul xenon. Putem să deconectăm mufa prima dată. Apăsați pe cleme și trageți în jos. Vedeți? Trageți de mufă în jos. E o mufă simplă. Iată. Bun, și ca să deconectați becul, va trebui să îl răsuciți către stânga mașinii și apoi să-l scoateți afară. Deci, iar se scoate răsucind el în partea stângă a mașinii. Haideți să vă arăt. Iată. Și apoi iese în exterior. Iată. Acesta e becul. Găsiți beca acesta mai jos în descrierea videoului. E un bec Osram D3S de 35W. Bun. Apoi, ca să montați becul nou înapoi pe far, va trebui să-l montați în poziția în care l-ați scos. Îl montați în aceeași poziție în care l-ați scos, pe cel vechi. Când montați becul nou, îl montați în aceeași poziție în care l-ați scos pe cel vechi, adică ușor oblic, așa, și apoi îl răsuciți înapoi în poziție verticală, în poziție dreaptă, să fie mufa în poziție verticală și apoi montați mufa, conectați mufa la loc. Și nu uitați să puneți capacul de cauciuc. Dacă ți-a plăcut, dă-ne un like și abonează-te la canalul nostru de YouTube. Mulțumim!